Salutare acvariști și acvariste! A trecut o săptămână de când au sosit peștii. În prima săptămână ar fi trebuit să măsor amoniacul, dar neavând testul a trebuit să sar peste această etapă foarte importantă. Atunci când avem prea mulți pești într-un volum de apă prea mic, riscul să îi omorâm cu amoniacul este maxim, motiv pentru care vă sfătuiesc că la orice achiziție de pești să cumpărați acest test și să îl folosiți. Acum că intrăm în săptămâna a doua, amoniacul este în scădere, iar nitriții încep să urce și ar trebui să pot măsura ceva. Pentru acesta am testul clasic de la Sera, Sera Quick Test. Nu este un test precis, dar e suficient de bun ca să pot măsura niște niveluri periculoase dacă există. Eu mă îndoiesc pentru că în fiecare zi făceam un schimb de măcar 5%, la fiecare 2-3 zile făceam de 30%. În plus, avem un factor de diluare destul de mare, în sensul că am pești foarte puțin, sunt și mici și îi țin în apă destul de multă, adică în aproape 40 de litri. Tot ce am de făcut este să pun testul în apă pentru o secundă. După care să scutur timp de 60 de secunde. Nu se vede în video, dar am un cronometru pornit. Bun, și acum să facem interpretarea. Începem de jos. Nivelul de clor ar trebui să fie undeva aici la 0,0, între 0 și 0,8. pH 7,5, cam asta ar trebui să fie aici numărată, 7,2. Știu că la noi la robinet avem 7,5 de obicei. Acum cu ploile s-ar putea să fi scăzut KH-ul, care este cantitatea de carbonați în apă, e undeva la 6. Și GH-ul e mai complicat de măsurat, în sensul că sunt 3 benzi pe care trebuie să le comparăm. În acest caz trebuie să ne uităm la cum sunt culorile distribuite și să găsim coloana potrivită. În cazul acesta e coloana numărul 3, zice că am un GH peste 10. La noi, în mod obișnuit, GH-ul oscilează între 12 și 18, foarte rar ajunge și la 20. Și acum partea esențială, nitriții, care sunt aproape la 0 și avem ceva nitrați, ceea ce înseamnă că filtrul nu a fost complet deciclat când l-am oprit cu câteva zile înainte de sosirea peștilor și mă arată în jur de 25, ceea ce este foarte bine. În ce privește sănătatea peștilor, am câteva exemplare care se scarpină, în special masculii, și am o femelă care din când în când e letargică și pare să aibă înotătorul din spate cam strâns. În curând am să măresc salinitatea apei la un nivel destul de mare și sper ca noua chimie să omoare paraziții care sunt pe pielea sau pe branhiile peștilor. La alte specii de pești, acest tratament nu prea aduce rezultate, deoarece nu putem mări salinitatea la un nivel atât de mare ca la gupi sau la moli. Acești pești sunt capabili să trăiască și în apă marină, dacă facem acomodarea treptată. Atât ar fi pentru astăzi, mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor.